Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face o etalare în trei variante. Trebuie doar să alegeți una dintre aceste trei variante, să alegeți un cristal, acel cristal care vă atrage cel mai mult, cum ar fi în formă de inimioară, cristalul pirite, a doua, și cristalul opalino. Și să descoperim împreună sfatul și mesajele din partea îngerilor în ce privește situația dumneavoastră în momentul de față și să vedem în ce energii se învârt în viața dumneavoastră, da, în prezent. Haideți să vedem, să începem cu cristalul în formă de inimioară. Voi folosi acest oracol al energiilor și voi folosi și alte oracole. Haideți să vedem pentru toți cei care vor alege cristalul în formă de inimioară, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor alege această variantă, în ce situație vă aflați în momentul de față? Haideți să vedem împreună ce sfaturi. Ok. Haideți să vedem. Mulțumesc. Pentru toți cei care mă susțin, pentru cei care s-au abonat, pentru cei care s-au înscris la canalul meu, pentru toți cei cu o energie pozitivă, mulțumesc! Wow! Interesant! Foarte frumoase energii! Haideți să vedem! În primul rând, aici a fost semne de pământ, aur, fecioară, capricorn sau... În momentul de față treceți prin anumite neînțelegeri cu partenerul sau partenera, rac, scorpion, pești, ceva nu vedeți clar sau ceva nu înțelegeți clar în ce privește banii, aveți ansie în ce privește banii, sunt anumiți dușmani ascunși sau sunt anumite secrete, e ceva ascuns aici, poate în momentul de față vă gândiți la bani și vă preocupați în ce privește banii. Sau văd un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn, care vă va susține pentru alții dintre voi. Este o etalare generală, așa că vă recomand să luați mesajele cu care rezonați dumneavoastră. Aici, dacă e vorba de familie, văd, poate fi familie aici, văd foarte multă pasiune, emoții profunde, văd foarte multă senzualitate chiar și vi se spune să vă ascultați intuiția. Unii dintre voi chiar primiți vise premonitorii, să fiți atenți la vise. Și alții văd că trebuie să vindecați anumite traume din copilăria dumneavoastră sau ați trecut prin anumite pierderi pe plan financiar și vă faceți tot felul de gânduri și scenarii negative, nu vedeți clar, sunteți preocupați, poate unii chiar depreși și e nevoie de vindecare. Văd o familie fericită. Dacă sunt neînțelegeri în familia noastră, văd că lucrurile se vor sistema, lucrurile se vor liniști, se vor calma. Văd stabilitate, văd o bucurie, o fericire în casa dumneavoastră. Văd persoane care vă vor fi alături, care văd veselie, momente plăcute cu persoanele dragi vouă. Și văd foarte multă forță, curaj și chiar lumină. Și chakra a treia poate avea un rol important, semn de foc, berbec, leu, săgetător. Aici văd că este totul, se va lumina această situație care poate în momentul de față nu vedeți clar. Se va lumina și veți vedea lucrurile mai clar. Văd dragoste, afect și cineva își va lupta pentru familia sa și este decis să lupte pentru familia sa. Și un bărbat are un rol important pentru că acest bărbat... Rolul acestui bărbat oferă putere, oferă curaj, dă acea putere și curaj membrilor familiei. Văd creativitate și chiar intimitate aici, are un rol important, dar are un rol important și partea feminină, mama sau aveți copii. Văd aici foarte multă creativitate, intimitate chiar, dragoste, afect. Și văd abundență pentru voi, dragii mei. Abundență, prosperitate, fertilitate. Aici cineva poate își dorește un copil. Și văd că vi se va deschide ușa spre fericire. Veți avea parte de vindecare, vă veți vindeca. Acele neînțelegeri se vor vindeca. Va ieși lumina. Veți ieși la suprafață. Veți avea parte cu inițiativa dumneavoastră, creativitatea dumneavoastră.
cu puterea personală văd că veți avea parte de abundență, de prosperitate în viața dumneavoastră și vă veți vindeca și acea poartă a fericirii se va deschide, poarta vindecării. Haideți să vedem ce cu acest bărbat, pentru că vreau să clarific. Ok. Este într-o călătorie sau trebuie să facă o călătorie, trebuie să facă un drum, să meargă poate chiar peste otare și văd provocări din partea dușmanilor sau obstacole, cum am zis, dușmani ascunși și poate produce anxietate, poate produce această depresie sau neînțelegere, frică. Ok, haideți să vedem. Și văd că veți avea parte de pace în familia dumneavoastră, cu membrii familiei, se va restabili pacea dacă ați avut probleme. Și văd că e nevoie de tăcere, dar veți avea puterea de a tace, să spunem așa, de a păstra tăcerea. Vi se spune să păstrați tăcerea dacă vă veți supăra, dacă veți fi impulsiv sau dacă veți avea în fața dumneavoastră un bărbat în berbec leu-săgetător sau care va fi un pic mai impulsiv, mai agresiv, să păstrați tăcerea. Acesta e mesajul din partea lor. Și a doua ceacră aici, ce ziceam de creativitate, văd că veți crea ceva în ce privesc pasiunile dumneavoastră, văd că veți da la lumina zilei chiar un copil, veți face un copil pentru unii dintre voi, veți crea o familie dacă vă doriți. Sau în ce privesc pasiunile dumneavoastră, creativitatea dumneavoastră, văd că veți crea și vi se spune să creați. Sunteți foarte talentată și vă place arta, dacă sunteți femei, dacă nu, văd că veți crea ceva nou. Și veți face o alegere. O alegere în ce privește abundența, prosperitatea. Văd foarte multă speranță. Văd că alegerea dumneavoastră va da roade și vindecare. Văd că veți elimina din viața noastră acele persoane care nu vă merită, pentru că văd o distrugere. Se termină o situație neplăcută și veți închide o ușă și o veți deschide pe cealaltă și vă veți vindeca. Veți termina cu situații care vă duc neplăceri sau veți elimina persoane și situații negative din viața dumneavoastră. Se va deschide ușa a vindecării și a fericirii pentru voi. Vedeți? Deci tu ți se spune că vei merge în frumusețea ta. Văd că ești un magician. Ai tot ceea ce trebuie pentru a manifesta dorințele tale, pentru a acționa. Văd foarte mult potențial, talent chiar. Universul este de partea ta. Trebuie doar să ceri, să te rogi. Și aici îmi spune că te vei bucura. Ți se spune să-ți deschizi inima bucuriei, luminii, clarității, să te joci mai mult. Poate un copil sau copiii tăi te vor ajuta. Foarte frumos. Deci văd că vei străluci, vei avea parte de succes. Vei avea parte de lumină, vei avea parte de căldură, de bucurie. Interesant. Haideți să vedem ce vă spune Arcanghelul Gabriel pentru voi, dragii mei, pentru cei care au ales sau vor alege cristalul în formă de inimioară. Ok. Zice să ai mai multă grijă de tine, să te dedici mai mult timp ție, îngrijirii tale, pentru că în acest mâine sau în acest mod tu vei avea mai multă energie la dispoziția ta. Deci trebuie să te odihnești mai mult, pentru că lucrezi foarte mult, faci foarte multe drumuri, treci prin foarte multe provocări care te poate duce la depresie, la ansietate, la probleme cu chakra a doua, a treia, în sensul în ce privește ovarele, burta, stomacul. Poți să ai probleme cu intestinul sau ai probleme cu digestia, te îmbalonezi. Deci ai nevoie să te îngrijești mai mult. Să te uiți mai mult în stânga și în dreapta. Să te uiți cât e de frumoasă viața, frumusețea naturii. Ok, haideți să vedem încă un mesaj.
spune să aveți răbdare, că tu ceea ce ceri se va realiza, dar trebuie să ai răbdare pentru că înainte de toate sunt factori invizibile care trebuie să se verifice. Deci ceea ce tu îți dorești trebuie să ai mai multă răbdare și trebuie să fii tu însuți. Această circumstanță exige că autenticitatea este baza puterii tale personale. Trebuie să ții echilibru între partea feminină și partea masculină în mâinile tale. Vei fi determinat să faci acest lucru. Fii tu însuți, spune ce ai de spus, ce gândești, ce simți. Nu încerca să spui bariere, nu încerca să te oprești din drum. Și văd că vei începe o nouă carieră, că munca ta ia o nouă direcție pozitivă și de succes. Văd că vei avea parte de un nou job, de un nou loc de muncă. Uite, și exprime individualitatea ta, că dorința ta se va îndeplini. Haideți să vedem și un mesaj din partea acestui oracol. Ok. Am ieșit. Am să iau acesta. Îngerul Akasha sau Arcangelul Akasha zice că ești un maestru spiritual și ești în gradul de a da sfaturi altora și să-i ajuți a-și descoperi talentele lor spirituale și misiunea divină pentru viața lor. Ești o persoană intuitivă, ești o persoană care vezi dincolo de aparențe, ești o persoană în contact cu universul, ești un magician, ai o putere personală, că știi că nu știi, o ai. O ai. Ai vise premonitorii, ești foarte intuitiv, ești empatic, ești un maestru spiritual care poți da ajutor altor persoane în ce privește viața lor. Ai un talent ezoteric. Haideți să vedem ce vă spune. Nimic nu este bătut în piatră. Deci la ceea ce te gândești tu și în situația prin care treci în momentul de față, ți se spune să nu te gândești că să fii fixist. Da? Pentru că nimic nu este bătut în piatră și totul se poate schimba ca aceste valuri ale mării. Nimic nu rămâne în același loc sau în aceeași situație și că nimic nu este bătut în piatră, se poate schimba. Nu lăsa trecutul să devină un obstacol în calea viitorului tău. Tu cred că ai senzația că ceea ce ai pățit în trecut trebuie să se întâmple acum sau în viitorul tău. Nu este așa. Nu se întâmplă aceleași lucruri. Sunt alte circunstanțe, alte persoane și alte situații. Și mergem înainte. Dar, vezi tu, prin ce ai trecut tu, acele traume, cum spuneam mai devreme, îți spune piedici, obstacole. Așa că ți se spune să nu lași aceste obstacole, piedici și în calea viitorului tău. Nu te lega, nu te limita. Te așteaptă o perioadă de prosperitate și așa este și așa va fi. Zodia Taur poate avea un rol important, cifra 21, 28, 6... 34-4. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Eu vă aștept data viitoare. Vă doresc tot bine din lume. Și dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like. Așa știu dacă să mai fac sau nu etalări de genul în ce privește variante. Uneori, bineînțeles. Vă mulțumesc. Numai bine. La revedere. Haideți să vedem. Voi trece la varianta a doua. Întâi să așez aceste cărți. Ok. Voi trece la cristalul pirite pentru varianta a doua. Pentru cei care au ales acest cristal, haideți să vedem ce energii sunt, prin ce situație vă aflați în momentul de față. Pentru toți cei care vor alege sau ales cristalul pirite. Ok, acest cristal este, să vedem, pentru toți amânații mei, pentru toți cei care vor viziona acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care s-au înscris la canal, care s-au abonat, pentru cei care mă susțin, pentru toți cei cu energie pozitivă, în ce situații vă aflați și ce sfaturi trebuie să auziți.
Mulțumesc. Ok, aici văd o situație un pic de decepție. Văd că prevedeți sau simțiți sau sunteți un vizionar ce privește stabilitatea dumneavoastră. Văd o decepție aici pe plan de stabilitate. Chakra 6-a. Cineva poate are al treilea ochi deschis sau poate aveți o problemă de cap la frunte sau poate dumneavoastră simțiți sau prevedeți o decepție, o supărare, o trădare din partea unei persoane. Arcangelul Metatron vrea să vă transmită, vrea să vă atenționeze că o furtună se apropie și vrea să vă atenționeze de această furtună, dar cred că dumneavoastră deja intuiți de această furtună, da? De o ceartă, o discuție, de o furtună emoțională, de un eveniment emoțional, nu tocmai ușor, da? Din partea unei persoane care nu este sinceră, nu a fost sinceră sau care vă va decepționa. Și văd că unii dintre voi chiar meditați sau ascultați muzică sau muzica vă poate ajuta să vă conectați la registri akashici, dacă știți, sau să vă conectați cu Arcangelul Metatron. Și aici văd că această decepție vă va produce să stați mai mult singuri, în solitudine, să vă retrageți pentru a vă regăsi pacea. Cineva aici s-a retras pentru că vrea să-și regăsească pacea, să treacă peste acea decepție și văd că veți pune bloc unei persoane sau o veți bloca sau o veți limita, nu veți mai dori să aveți de-a face și aici mi-a ieșit cartea 10-10. Când va veni această furtună emoțională, văd că cineva va tace sau va preferi să tacă, să nu vorbească, să nu comenteze și foarte bine faceți. Vi se spune să tăceți. Să păstrați tăcerea. Da? Pentru că văd aici că e posibil să fii în anumite probleme financiare sau lipsuri financiare. Aici cineva are probleme cu banii sau e constrâns să țină de bani pentru că sunt puțini. Și văd că cineva studiază sau dumneavoastră studiați în ce privește a aduce mai mulți bani sau să aveți mai multă stabilitate financiară. Și cineva studiază aici sau veți studia un plan, dar vi se spune să vă ascultați intuiția și văd interiorizare din cauza acestei constrângeri financiare, din cauza acestor lipsuri de bani. Dar Arcanghelul Gabriel vi se spune să vorbiți, să comunicați, să vă informați, să, nu știu, să dați foară în țară, de exemplu, că aveți puterea să mergeți la drum, să mențineți în mâinile dumneavoastră, cum să zic eu, voință, cu determinare, veți reuși, veți avea parte de victorie. Veți avea puterea necesară, dar trebuie să comunicați, să vorbiți, să spuneți. Da, aici văd că e posibil cineva să aibă probleme de sănătate și să fie blocat, să spunem așa, sau aici cineva este însărcinat sau și văd că veți da naștere sau sunteți în momentul de față printr-o transformare spirituală. Și această transformare spirituală văd că vă va duce la o renaștere, veți renaște o nouă persoană, la o îmbunătățire, veți da naștere un nou proiect, dar se spune cu înțelepciune și trebuie să vezi unicitatea ta, cât ești de unic. Și aici văd că în ce privește spiritualitatea, văd că cineva este înțelept pe plan spiritual, văd că este empatic, este foarte intuitiv, poate dați în tarot, aveți tarot sau citiți în astrologie sau pur și simplu aveți anumite talente ezoterice și văd că veți da naștere unei noi vieți,
Dar văd că vă gândiți la acest lucru, poate pe moment sunteți blocați sau trebuie să vedeți lucrurile altfel, dintr-o altă perspectivă. Un sacrificiu. Haideți să vedem. Uite, vei trece peste obstacole, vei depăși aceste obstacole, dar trebuie să fii mai decis, cum am zis. Vei putea trece peste orice problemă. Vei vedea lucrurile mai clar. Vei comunica mai clar. Vei avea noi idei, idei geniale. Nu știu, vei dori să începi un nou studiu, un nou curs profesional sau în ce privesc anumite documente. Vei lua o decizie. Să discuți chiar. Și puterea asta în mâinile tale. Vei trece peste orice obstacol. Cum ți-a zis aici? Uite, și te vei ocupa de pasiunile tale și de plăcerile tale. Îți vei savura viața. Vei comunica cu prietenii tăi sau vei merge la drum și vei comunica. Vei da naștere sau poate unii dintre voi doriți să mergeți la într-un templu sau într-un locaș de cult sau într-un loc special și doriți să dați naștere unei pasiuni. Veți savura viața. Vă veți bucura de viață. Împreună cu alte persoane, bineînțeles, și cum spuneam, sunteți un vindecător, aveți un talent ezoteric. Văd că vă veți vindeca și poate vă lucrați cu energiile, cum ar fi Reiki, pranoterapia, sau sunteți un terapeut, sau veți intra în legătură cu un terapeut și văd că vă veți vindeca chiar, pentru că energia care va trece prin voi va duce la vindecare. Și cum am zis, sunteți foarte intuitivi. Să vă ascultați această intuiție. Haideți să vedem și ce vă transmite Arcanghelul Gabriel. Mulțumesc. Uite, uite ce zice. Obstacole din nou vei trece peste obstacole. Obstacolele vor fi depășite. Dificultățile uneori vin din frică, nu mai sunt. Vor fi eliminate. Au fost deja eliminate. Și Fecioara Maria, unii dintre voi poate vă numiți Maria, Mariana, Marilena, zice că Sfânta Mamă te ajută să mergi mai departe în ce privește scopul divin al vieții tale. Și vei primi inspirație. Ideea ta este inspirată de divinitate și ți se spune să lupți pentru a o realiza. Și dar trebuie să nu permiți distracțiilor să-ți facă să pierzi concentrarea din ceea ce trebuie tu să faci, să gestionezi mai bine timpul tău. Că e posibil să fie persoane în jurul tău sau anumite situații care, dintr-un motiv sau altul, te vor face să pierzi concentrarea. Așa că e nevoie să te organizezi mai bine sau să pui bariere. Uite, dar trebuie să ierți pe cineva. Când tu vei ierta pe cineva sau când te vei ierta pe tine și vei lăsa să treacă această supărare și resentimente, îți vei da seama că dorințele tale se vor îndeplini. Dar trebuie să ierți pe cineva înainte sau chiar și pe tine. Haideți să vedem. Mulțumesc foarte multe. Trebuie să faci un compromis dintre tine și o altă persoană, poate altă mentalitate, vârstă, naționalitate, cultură. Zice că pentru a rezolva această problemă, situație, să consideri și punctul de vedere a celelalte persoane cu compasiune, cu dragoste, să-i asculți punctul său de vedere, să o asculți mai mult, să faci un acord, să ajungi la un compromis. Și instrucția, studiul și învățarea, cum zicea mai devreme, zice că te vor favoriza la realizarea scopului divin al vieții tale și a creșterii personale în acest moment. Îngerii te vor ghida și te vor ajuta. Și îngerul Betania zice că când îți vei avea mai multă grijă de tine, toți ceilalți din jurul tău vor atrage beneficii. Astăzi concedi-ți un tratament relaxant, cum ar fi un masaj sau o baie cu sare. Și o pedicură sau o manicură, de ce nu, coafor, etc. la un salon de frumusețare, pentru că ceilalți vor trage beneficii și tu vei radia, vei străluci și automat și ceilalți se vor înveseli văzându-te pe tine în acest mod. Uite, norocul tău este de partea ta și un timp pentru a dărui, nu pentru a primi, da? Chiar dacă tu ai nevoie, simți necesitatea pentru a primi,
În momentul de față trebuie să oferi mai mult, să dăruiești mai mult și această situație nu te va conduce nicăieri dacă tu te vei încăpățâna și vei dori să se facă cum îți dorești tu sau modul tău. Încearcă să lași lucrurile să vină de la sine, să nu forțezi lucrurile sau situațiile, persoanele din viața ta, pentru că nu te va conduce nicăieri și îți vei aduce aminte de cuvântul meu. Da? Deci, uneori chiar stau și mă gândesc, eu fac etalări, dar că vrem, că nu vrem, tot ceea ce este destinat se va întâmpla. Dar uneori ar trebui să ascultăm, noi ascultăm, dar uneori ar trebui să ascultăm ceea ce, mesajele pe care le primim, ca să ne ajutăm, că de aceea ascultăm, corect? Deci nu te va conduce nicăieri dacă tu aștepți de la ceilalți, ești orgolios, orgolioasă, etc. Este valabil pentru toți. Dacă, nu știu, vrei doar să primești și nu să dăruiești sau te fixezi cu gândurile tale, emoțiile tale sau personalitatea ta, pentru că norocul este de partea ta, doar că nu trebuie să lași să vină lucrurile de la sine și să dăruiești mai mult. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă îmbrățișez cu drag. Dacă v-a plăcut, îmi lăsați un mesaj, un like, pentru a repeta această etalare. V-am pupat. Sănătate, la revedere, numai bine. Am să strâng aceste carduri pentru a face și ultima variantă, cum ar fi varianta 3, opalino. Haideți să vedem. Pentru cei care au ales și vor alege acest cristal opalino. Nu știu dacă se vede, dar este minunat. Este minunat acest cristal. Nu prea se vede, e prea multă lumină. Ok, acum se vede, ia să vedem. Nu prea se vede. Bun. Haideți să vedem. Pentru cei care au ales sau vor alege acest cristal opalino, în ce situație vă aflați în momentul de față și ce mesaje, sfaturi trebuie să auziți dumneavoastră. Ok, mulțumesc. În momentul de față văd că cineva are intenții sau programări, se organizează sau văd că se deschide o ușă în ce privesc valorile, principii sau partea materială. Aici cineva are gânduri în ce privesc banii, obiective, planuri, da? Văd că se deschide această ușă pentru voi, dragii mei, și văd că vă gândiți foarte mult la acest lucru. Vedeți un bărbat care are cristale în mână și se gândește. Aveți un talent la ceva special și văd că vă gândiți foarte mult la acest lucru. Și chiar la vindecare. Unii dintre voi poate, nu știu, veți oferi bani sau veți primi bani pentru vindecarea dumneavoastră sau pentru o persoană dragă vouă. Aici îmi spune vindecătorul vârstelor, îmi spune că sunteți foarte religioși sau, nu știu, unii dintre voi poate lucrați cu cristalele, alții semne de pământ, aur, fecioară, capricorn. Văd că vă veți vindeca în ce privește acel trecut, acele blocaje, obstacole pe plan financiar sau în ce privesc tradițiile, valorile dumneavoastră. Văd că vă veți vindeca de acele obstacole, da? Veți vindeca chiar și trecutul. Pentru că văd că o oportunitate vi se deschide în cale sau vi s-a deschis sau aveți, vă gândiți la acest lucru și cu această oportunitate care vine în viața dumneavoastră, văd că vă va aduce vindecare. Cu a doua ceacră îmi spune că e foarte important poate o femeie sau creativitatea, inspirația. Talentele voastre, intuiția dumneavoastră, vi se spune să fiți echilibrați în ce privește banii sau membrii familiei. Văd că va trebui să găsiți un compromis și văd că o mamă, o femeie, va fi foarte echilibrată pentru a duce soarele în viața sa, în familia sa, pentru copiii săi. Și poate sunteți cu o persoană cu diferență de vârstă, de mentalitate, de
cultură, naționalitate. Și văd că veți zodia săgetător, Leu, poate avea un rol important. Fecioară. Berbec. Aici îmi spune că vi se spune sau veți fi dumneavoastră mai echilibrată, mai temperată, doriți să faceți un acord care va duce la succes și veți găsi un compromis pentru familia noastră, pentru copiii noastre. Văd că veți străluci, veți fi fericiți. Văd că soarele e chiar un ajutor din partea unui bărbat din familia dumneavoastră. Veți primi susținere din partea acestei persoane sau această persoană are nevoie de susținerea dumneavoastră, de înțelegerea dumneavoastră, pentru că aici cineva a suferit sau suferă și are nevoie de vindecare, are nevoie de susținere. Oricum, văd aici că se va echilibra această relație, această situație dintre dumneavoastră și o persoană în general. Aici cineva a avut inima rănită, a fost trădat sau mințite sau înșelat așteptările. Da, aici ceva s-a distrus sau ceva s-a distrus în ce privesc principiile și valorile dumneavoastră. Ați fost mințit, dezamăgit sau s-a terminat o relație, o situație, pentru că e vorba de valori și de principii. E vorba de respect. Și aici a fost impulsivitate. Cineva este foarte conservator, foarte tradițional. Și de acolo văd că a dus la un risc. Cineva poate fi impulsiv, zodii de foc, berbec, leu, săgetător și certuri discuții poate de la bani. Și văd că un bărbat se gândește la acest lucru, un bărbat din familie, un bărbat sau dumneavoastră dacă sunteți bărbați, un bărbat se gândește foarte mult cum să reglementeze, cum să aducă vindecare. Și văd că are tot ceea ce îi trebuie pentru a duce această vindecare, pentru a reuși a vindeca. E vorba de familie. Aici văd că cineva din familie, un bărbat, văd că dorește să vindece o persoană din familie sau vrea să vindece acele situații dramatice prin care a trecut. Și văd aici că o persoană e foarte religioasă chiar, zodia Taur pot avea un rol important, vărsător, pești. Aici văd vindecare, vindecare în familie. Cineva aici își dorește un nou început. Dorește să se împace cu familia sa, să se întoarcă la familia sa și văd că va fi cu victorie și veți fi mândre de voi și veți fi seducătoare, senzuale, veți fi atrăgătoare și cu noroc veți face acel acord pe care vi-l doriți, vor intra banii, veți avea parte de succes, veți avea parte de noroc. Ok. Da, și uite, o căsătorie, cineva poate chiar în anotimpul vara, iunie, iulie, august, văd că doriți să vă căsătoriți, doriți să întemeiați o familie, poate doriți să faceți un contract, veți avea acel contract, veți semna acel contract, veți avea parte de reușită, se va face un echilibru, armonie în căsătoria dumneavoastră. Și vreau să văd ce cu această... Da, dacă aveți inima rănită, vi se spune să ascultați mai multă muzică, muzica care vă face plăcere să o ascultați, pentru că și văd că cineva va asculta muzică și îl va face sau va face să treacă mai ușor peste această suferință sau peste această rană. Și muzica va aduce bucurie. Vedeți din nou compromisul, din nou acel echilibru, acea temperanță, acea... vindecare, împăcare și pentru a contribui la rezolvarea acestei situații ți se spune să consideri punctul de vedere și a celelalte persoane cu compasiune, să asculți mai mult ce are de zis cealaltă persoană, ce are de spus, ce gândește, ce dorește.
Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol al îngerilor. Mulțumesc. Zice că te vei vindeca sau cineva se va vindeca. Văd că energia de vindecare te va înconjura în acest moment pe tine și pe persoana la care vă gândiți. Și o nouă casă. Doriți să vă mutați într-o nouă casă, să schimbați o casă, să, nu știu, văd o direcție corectă pentru voi, o nouă persoană. Treceți printr-un moment transformator care veți avea un nou corp, treceți printr-o boală și văd că sau ați trecut printr-o situație de genul și văd că vă veți vindeca și veți avea un nou corp sau vă veți simți mai bine. Haideți să vedem și ce vă spune Arhanghelul Gabriel. Succes! Felicitări! Ai reușit! Deci vei reuși să treci peste aceste probleme. Zice să vezi întregul tablou, să vezi la depărtare. Cineva se gândește la viitor, își dorește să-și facă planul de viitor, vrea să facă o călătorie. Cineva se uită în zare și își face întrebări. Cum va fi, cum nu va fi? Încearcă să vezi tot tablou dintr-o situație. Uite, și zice să mergi încet, să-ți iei timpul necesar, să nu te grăbești, să ai răbdare. Că va fi totul bine, vei avea parte de succes. Haideți să vedem luna. Luna. Uite, munca grea de până acum începe să dea rezultate. Ceva care aștepți de ceva vreme sau ceva care vine de la depărtare, de la drum, va veni. Se va deschide acea ușă a banilor pentru tine. Nimic nu este bătut în piatră așa cum crezi. Uite, vezi cum e valurile mării. Sunt mișcătoare, nu rămân la fel și expiră profund pentru că ești foarte stresat. Tu uiți să mai expiri. Acumul și uiți să mai respiri. Încearcă să fii prezent și să expiri. Altfel duci la un dezechilibru în ce privește starea ta de sănătate, probleme de sănătate după aia. Și trebuie să renunți la ceva anume. Trebuie să lași ceva în trecut. Trebuie să treci peste orgoliu, trebuie să treci peste, nu știu, să nu fii fixist. Trebuie să renunți la ceva pentru a avea ceea ce îți dorești tu. Hai să vedem, nu mai vrea să iasă. Și așteaptă-te la o schimbare majoră. Va veni acea schimbare majoră pentru tine, acea schimbare care o așteptai. Dragii mei, sper că v-a plăcut această etalare, vă mulțumesc și să ne vedem data viitoare. Să ne vedem cu bine, v-am pupat, sănătate, la revedere și lăsați-mi un mesaj și un like dacă doriți pentru a ști dacă voi repeta acest tip de etalări. V-am pupat, la revedere, sănătate!